Avem detalii neștiute despre nunta Anei Baniciu cu Edi Covaci, de ce și-a amânat cântăreața fericitul eveniment, dar și ce obiceiuri și tradiții vor lipsi de la marele eveniment, știe colegul meu, Robert Costache, și o să ne spună și nouă chiar în aceste momente. Bun găsit! Bun găsit, Mădălina. E bine, dacă vă gândeați că nunta celor doi va fi una cu tradiții și obiceiuri, atunci trebuie să știți că nici vorbă de așa ceva. Artista a mărturisit că lucruri precum furatul miresei, aruncatul buchetului și alte obiceiuri de acest fel nu vor exista la nunta ei, iar evenimentul va fi unul total non-conformist, iar cei invitați vor fi de-a dreptul surprinși. În ceea ce privește rochia de mireasă, Ana Baniciu susține că ea nu s-a visat niciodată să fie prințesă în ziua nunții, dar da, va avea și ea o rochie de mireasă, însă va fi una cât mai simplă. De asemenea, cântăreața nu își dorește să fie o nuntă pompoasă, fastoasă, însă recunoaște că va avea foarte mulți invitați, iar cuvântul de lege va fi, bineînțeles, distracția. Și după ce vor face acest pas cel mare, artista a mărturisit că se gândește și la următorul pas, acela de a deveni mămică, însă mai multe, haideți să o ascultăm pe ea. Mai e un an până la nuntă, dacă o reușim să o facem la anul. Și deocamdată, ce să zic, umblăm așa, să vedem loc, localuri, spații, tot felul. Știu că ziceai că vrei undeva pe plajă, nu? Nu mai facem pe plajă, am renunțat la ideea asta, e o idee proastă. O să facem undeva, nu știu, probabil că în București. Dar de ce ați renunțat la nunta pe plajă? Avem foarte mulți invitați și atunci trebuie să facem în București, în așa fel încât să fie comod tuturor să ajungă, știi, să nu punem lumea pe drumuri aiurea. Părinții au intervenit și ei și au dat și ei cu părerea? Nu. Asta e decizia noastră până la urmă, o să fie seara noastră așa de neuitat și vrem să facem noi așa cum ne place nouă. O să fie pe distracție, nu e nimic pompos, nimic fastos. O să fie mâncare bună, băutură bună și oameni faini și muzică frumoasă, evident, muzică frumoasă și cam atât.